să încerc să nu fiu deloc grafic, nu vreau să uh, supăr urechile sensibile ale nimănui. Este interesant însă că în limba română, în ediția Cornilescu pe care noi o folosim, traducerea este să nu prea curvești. De aceea foarte mulți fac glume pe seama acestei porunci, spunând că este ok să curvești, numai să nu prea curvești, deci să nu exagerezi cu păcatul ăsta. Adevărul este că o serie de Biblii în limba română, de exemplu, Biblia Bartolomeu Anania sau Biblia Ortodoxă, de exemplu, spune să nu desfrânezi sau să nu fii desfrânat. Bibliile mai contemporane, chiar Cornilescu a actualizat, Biblia catolică, cea trinitariană, de exemplu, spun să nu comiți adulter. Să nu comiți adulter. Relația aceasta dintre persoane căsătorite, în afara căsătoriei, se numește tinaf în limba ebraică și vine de la naf. naf, naf, naf care înseamnă a apostazia, a abandona principiile sau promisiunile făcute. În limba latină, pe urmă, s-a preluat adulter de la adulterate, care înseamnă a contamina, a pângări, a face ceva necurat. Este foarte clar că porunca aceasta se refere la orice activitate sexuală în afara căsătoriei. Haideți să discutăm puțin cum vede societatea de astăzi adulterul. Voi începe cu niște statistici îngrijorătoare. Vă rog să nu umblați la computer în timp ce merge PowerPoint. Okay. Statistici foarte îngrijorătoare. 40% din femei și 50% din bărbați admit că au avut relații extramaritale. Asta în America de astăzi. Efectul asupra copiilor este devastator. Copiii care trăiesc în asemenea familii își încep uh, viața lor sexuală de la 13 ani și unul din cinci copii de 13 ani în America deja și-au pierdut virginitatea. Revista Christianity Today uh, spune că 23% din abonații ei, deci creștini abonați la Christianity Today, 23% au comis adulter. 45% din acești abonați uh, recunosc că au comis acte indecente față de sexul opus. Hollywoodul prezintă adulterul uh, ca fiind ceva magic, fascinant, uh, fermecător, Știți că mass media, când vorbesc despre mass media, vorbesc despre televiziune, acum computerele, internetul, Facebook, tot ce vreți, filmele de la Hollywood, ziarele, revistele care se tipăresc, media care se răspândește în masă, are o putere extraordinară asupra noastră pentru că ea poate redefini ce este normal în viață. De-a lungul anilor, încet, încet, ne-au convins că normalitatea este alta decât am știut-o noi. Astăzi, adulterul este prezentat ca ceva acceptat de întreaga societate și chiar de dorit. Știți că anual în America, la televiziunea, la canalele prime time, la canalele de știri, de exemplu, pe care dumneavoastră vă uitați, sunt prezentate 65.000 de, de situații erotice, numai la canalele Prime Time, la care au acces toată lumea, și copiii dumneavoastră și noi toți. Șapte din opt acest, din aceste situații erotice sunt relații extramaritale. Aproape că nu există în filmele de astăzi ale Hollywoodului prezentat o scenă de dragoste între soț și soție. Nu, aia nu există pentru că e boring, nu, interesează pe nimeni. Dar când este vorba de o relație cu soția altuia, atunci este nemaipomenit. Hollywoodul prezintă o imagine foarte falsă asupra adulterului. Mișcările de deliberare ale femeilor, nu? Mișcările liberale, ca și gândire politică de astăzi, toate sunt antifamilie, toate promovează adulterul. Adulterul este cauza numărul unu a divorțului în lume la ora actuală și mai ales în America. Pentru că dizolvarea familiei, distrugerea familiei, din acest cadavru a familiei de astăzi se hrănesc hienele ale avocaților, ale uh, judecătorilor, a psihologilor, a doctorilor, a social workers, tot ce vreți. Există un aparat uriaș care se hrănește din cadavru familiei. Astăzi este un interes economic, pentru că aparatul acesta face presiuni foarte mari să se distrugă cât mai multe familii, pentru că de aici vin banii, nu-i așa? Nu nu numai că uh, uh, acest uh, parazit social uriaș distruge familia, dar pe urmă distruge copiii. Dacă nu reușește să-i ucidă în pântecul mamei prin, divor, prin avort, așa, de unde trăiesc iar o groază de doctor și social worker și tot ce vreți, așa, atunci apare o organizație ca cea din Norvegia care păzește copiii după ce au supraviețuit avortului, are grijă de ei acum. Dacă nu i-au omorât, acum au grijă de ei. Îi smulg din mâinile părinților și dau familiilor dezaxate de homosexual, de lesbiene, nu? Dau copiii crescuți în familia integră, să zic așa, în familia credincioasă, pentru că scopul tuturor acestor organizații este distrugerea familiei de astăzi. De-a lungul anilor, oamenii au elaborat, ce să mai spun, că revistele pentru femei, de exemplu, prezintă adulterul ca și distracție și chiar sănătos, spun aceste reviste ale femeilor, pentru femeile căsătorite, nu? o relație extramaritare, chiar sănătoasă pentru dinamica... Ce dinamică, domnule? Haideți să vedem câteva scuze pe care oamenii de astăzi le folosesc pentru a justifica adulterul. Este un verset în Colosen 3 cu 5 pe care eu aș vrea să vi-l încitesc din Biblia pe înțelesul tuturor. Dumneavoastră l-aveți acolo pe ecran, eu am să vi-l citesc în Biblia pe înțelesul tuturor. Atunci, adio lucrurilor păcătoase ale acestui pământ, omorâți-vă dorințele rele care se cuibăresc în voi, nu mai aveți nimic de a face cu păcatele sexuale, cu necurăția, cu poftele și cu dorințele rușinoase, nu vă închinați lucrurilor bune ale acestei vieți, căci aceasta constituie idolatrie. Asta este Biblia românească pe înțelesul tuturor. Dar haideți să vedem o listă de scuze ale adulterului de astăzi. Uh, îmi iubesc soția și copiii și nu vreau să divorțez. E mai bine să am o aventură extramaritală de dragul familiei mele. Wow! Am auzit-o cu urechile mele. Doi, soțul nu mă satisface și este ok să-mi găsesc împlinirea cu altcineva decât să divorțez. 3. Cred că soțul meu nu mi este credincios, așa că mă simt justificată să-mi găsesc și eu pe cineva. Am pus în paranteză aici cineva dintr-o biserică pe care am păstorit-o, mi-a spus foarte clar, frate, dar ce să fac? M-am rugat Domnului de atâția ani să-mi dea un bărbat, nu? acum am văzut că nu, nu dă, am găsit eu unul. Da, da, dar e însurat. Acum zice, dacă s-a nimerit așa, ce să fac eu? Ea s-a rugat Domnului pentru chestia asta. Dacă Domnul nu i-a răspuns, s-a descurcat ea. Nu. O altă scuză, care e la fel de absurdă, nici prin gând nu mi-a trecut să înșel soția sau soțul. A venit totuși așa pe neașteptate, ca o surpriză. Dintr-o dată m-a luat chestia asta. Alții care sunt mai poeți, suntem suflete perechi. În sfârșit și-a găsit perechea lui sufletească. Am nevoi nevoie pe care soțul, soția mea nu le poate împlini. Care o fi alea? De ce nu vorbești despre ele? Șapte, am crezut că am fost îndrăgostit. Când m-am însurat, am crezut că am fost îndrăgostit. Dar acum am aflat care este dragostea aia adevărată. De-abia acum a aflat el iubirea aia adevărată. Unii dau vina pe stres. Am fost foarte stresat, stresată, foarte ocupat și no, trebuia să elibereze stresul cumva omul, nu? Femeia, bărbatul ăsta, mă înțelege cu adevărat. În sfârșit a dat peste cineva care înțelege cu adevărat. Toate scuzele astea, iertați-mă, nu sunt nici măcar inteligente, sunt de-a dreptul prostești, nu țin în fața oamenilor și cu atât mai mult nu țin în fața lui Dumnezeu care a poruncit să nu-ți înșeli soția și soțul. Haideți să-i punem o întrebare. Cum să ne păzim familia ca să nu trecem printr-o asemenea situație? Cum să ne păzim familia de... Cum să oferim de adulter? Iată ce spunea un om al lui Dumnezeu. Omul care înfăptuiește un act de impuritate sexuală nu calcă doar în picioare un simplu cod uman și nici nu păcătuiește doar împotriva lui Dumnezeu care cândva i-a dat Duhul Sfânt. El păcătuiește împotriva lui Dumnezeu care este prezent în acel moment, Împotriva celui ce continu îi dă Duhul, actul necurat este un act de dispreț împotriva darului bun al lui Dumnezeu în același timp în care el ți-l dăruiește. Acest păcat este văzut în adevărata lumină numai atunci când este văzut ca o preferință a murdăriei în locul purității, în locul Duhului care este sfânt. Wow! Știți că un adulte nu se petrece așa uh, peste noapte, nu? Te trezești dimineața și ești hotărât să faci un adult, nu se petrece așa. Uh, cineva a spus că există o anumită dinamică și poate în seara asta unii dintre dumneavoastră o să vedeți cam pe unde vă aflați. Sunt 12 pași până să ajunge acolo. Ești pregătit gata de adulter, ai văzut suficient de multă pornografie, te-ai gândit la prostii suficient de mult, deja ai păcătuit în mintea ta cu, împotriva soțului sau soției tale, ești pregătit de chestia asta bine. Ești în alertă. Pasul numărul 3. Are loc întâlnirea inocentă. Nu? Colega aia de servici, simpatică, zâmbește tot timpul, dar tu nu ai nimic, cu e absolut deloc. Are loc apoi întâlnirea intenționată, vrei să o întâlnești pe colega aia. Știi că merge la Serox pe coridorul ăla, cam la ora aia, te duci și îți faci de lucru prin, 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 prin partea aia a ofisului. Are loc întâlnirea intenționată. Încep să petreci timp în public, să nu bănuiască nimeni, dar tu ai intenții curate, nu ai niciun, niciun gând rău, Doamne ferește, cu toți colegii ceilalți, să te vadă toată lumea. Apoi începi să petrești timpul în doi. O vinți la lanci și o înviți să iasă așa când nu te văd la alții și te duci prin spate. Începe izolarea cu scop. Apoi Izolarea aceea plăcută, petrecem în timp îndelungat împreună, povestești, începi să spui viața ta, ea, viața ei. Are loc îmbrățișarea afecționată, îmbrățișarea pasionată, capitularea și în final acceptarea acestui dezastru în care te-a dus satana. Unde ești pe scara asta? Oprește la timp. Prea până, până se mai poate opri. Haideți să vedem câteva măsuri de protecție împotriva adulterului pe care le putem lua fiecare din noi și cred că orice creștin trebuie să le ia în mod foarte serios. Numărul 1. Fă o decizie pentru a te purta conform standardelor lui Dumnezeu. Ia o decizie. Stabilește din timp ce nu o să faci niciodată. Acum. Nu atunci, nu în căldura momentului, nu în vraja serii. Stabilește de acum ce n-ai să faci niciodată. Și îți va fi foarte ușor. Eu cred că Iosif, când doamna Potifar i-a făcut avansurile acelea, nu s-a gândit oare, oare ce ar trebui să facă acum? Oare, oare ce ar fi bine? nu? Oare ce, ce, ce părere are Dumnezeu? Ia să vedem noi ce spune Biblia. El deja știa foarte clar ce are de făcut. Stabilește din timp ce nu vei face niciodată și va fi foarte ușor să nu faci lucrul acela. În psalmul 119, versetul 9, este întrebarea aceea, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Fă o decizie. Asta nu se va întâmpla niciodată. No matter what. Over my dead body fă o decizie din timp. Și atunci asta va fi ușor. 2. Cântărește bine prețul pe care ai să-l plătești. Pentru că există consecințe. Vei plăti un preț uriaș de mare. Șase lucruri am să menționez aici. Vei produce o suferință imensă partenerului tău de căsătorie, partenerului tău de viață, soție sau soțului tău. Îți produci ție o mare pagubă emoțională și spirituală de care vei suferi pentru restul vieții tale. Produci o daună uriașă copiilor tăi. Îi vei răni pentru tot restul vieții lor. Apoi, produci o pagubă imensă Bisericii lui Hristos prin ceea ce faci tu prin adulterul tău. Sabotez fundamental mărturia ta creștină. Gândiți-vă la, la, David, nu? După ce David a păcătuit cu Batșeba, a mai putut ține David o predică despre să nu comiți adulter? Nu? Nu? A mai putut să meargă la proprii lui copii și să le spună, măi, băieților, să nu-mi la prostii, nu? Tu vorbești, o să spună băieții. Tu ți-ai pierdut uh, autoritatea să mai vorbești despre chestiunea asta. Mărturia ta creștină este sabotată fundamental. Și, în final, vei păcătui împotriva lui Dumnezeu. Am pus acolo câteva citate din Biblie care pot să dovedească exact că acestea sunt consecințe foarte grave pe care le va plăti fiecare. Numărul 3 consolidează tot mai mult relațiile de familie. Ascultă-mă bine, dacă vrei să fii fericit în lumea asta, nu vei reuși să fii fericit nicăieri decât în familia ta, cu soțul și soția care ți le a dat Dumnezeu. Când vei abandona șansa asta unică ce ți-a dat-o Dumnezeu, nu o să mai fii fericit niciodată în viața ta. Achită-te de responsabilitățile pe care le ai în familie. Achită-te de responsabilități. Dacă ești bărbat, adu bani în casă, ai grijă de soția ta și de copiii tăi, poartă-te frumos, iubește, sacrifică-te pentru familia ta, împlinește nevoile fundamentale a partenerului tău de viață. Dr. Willard Harvey, în cartea sa His Needs, Her Needs, nevoile lui și nevoile ei, spune că bărbații au în general cinci nevoi fundamentale. Au nevoie de împlinire sexuală, să aibă companie recreațională, să nu meargă la pescuit singuri, așa, să meargă și nevasta cu ei câteodată, așa, să aibă o soție atractivă, au nevoie de sprijin domestic, să fie și de admirație, să fie lăudați și admirați de, de nevestele lor. Nevoile femeilor sunt și ele cinci, dar diferite. Au nevoie de afecțiune, astea vor mai degrabă romanță decât expresia dragostei trupească pe care o vrea bărbatul. Au nevoie să aibă cu cine să vorbească, au nevoie de conversație, au nevoie de comunicare. Au nevoie, în al treilea rând, de onestitate și de schidere din partea soțului. Au nevoie de suport financiar în familie. Și au nevoie de un bărbat care se consacră pentru familie. E bine, dacă am ști aceste nevoi fundamentale și le împlinim ale celuilalt, nu se naște frustrarea în inima soțului sau soției, nu au nevoi neîmplinite. Se vorbește foarte mult despre banca dragostei ori de câte ori faci un compliment, ori de câte ori spui un te iubesc, ori de câte ori faci o dovadă de dragoste pentru celălalt, depui ceva în această bancă a iubirii. Când nu te poți frumos, când vorbești urât, când te poți necivilizat, scade din contul ăsta ceva. Sunt însă foarte multe familii și mai ales bărbați care sunt în roșu de multă vreme. De multă vreme. Ai grijă la banca asta, așa cum faci tu echilibru în checkbook-ul tău, nu? De fiecare dată și ești sigur să fie bani în bancă, ai grijă și de banca dragostei tale și fă depuneri în ea, domnule, mai fă și depaziți. Nu, nu, nu numai cheltuieli, scrii cecuri tot timpul și pleacă banii. Trebuie să faci și depuneri în banca aceea. Dovezile de iubire sunt depuneri. Interacțiunile dureroase nu sunt decât retragere de fonduri. Apostolul Pavel în Anticorinten, capitolul 7, versetele 2 la 5, vorbește despre datoria de soț. Totuși, din pricina curvie, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț. Și tot așa se facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă, spune apostolul Pavel. În al patrulea rând, ca să ne păzim familia de adulter, o altă măsură de protecție în al patrulea rând este să ai grijă de minte, să ai grijă ce lași să intre în capul tău. Așa cum spunea și fineas, Uh, totul pornește de la minte, nu-i așa? Totul pornește de la cap. Uh, nu accepta gânduri păcătoase să ți se cuibărească în minte. Uh, ai grijă ce asculți și la cine asculți. Uh, e fain că în drumul tău de oră până la servici asculți radio, dar sunt așa multe posturi pe care poți să le alegi. Vezi de cine asculți. Unii ascultă la cine nu trebuie. Canalele de televiziune, remote e la tine, nu? Sau la soție, dacă ți-l dă. Nu? Să spune că o soție a fost, când umbla în poșetă la vrăvălie să plătească, Că săriți, a spus: Doamne, a văzut remotul de la televizor în pocet. Zice: a, Ați uitat rimotul la dumneavoastră? Zice: Nu, l-am luat eu. Ce bărbatul meu nu a vrut să vină cu mine la cumpărături. <laughs> Ai grijă la pornografie. Fuci de pornografie. Ferește-te de imagini erotice, de filmele mizerabile. Nu le lăsați să să-ți intre în minte. Vor vor otrăvi sufletul. Ai grijă la ce citești, ce muzică asculți. Asta nu trebuie să citești prostii. Poți să asculți muzică cu prostii până în lumea. Uh, mai ales, uitați-vă la copiii dumneavoastră ce muzică ascultă. Fați, fiți odată curioși, vă rog. Fiți odată curioși. Oh, ascultă așa o muzică gălăgeoasă, nu, nu, vreau să aud. Ai bine, ar fi bine să auzi. Ar fi bine să auzi ce-și bagă ăștia în minte, ce-și bagă în creier copiii aceia. Nu întreține relații cu oameni cu filozofii de, de viață imorale. Fugi de prietenii aceia răi, fugi de ei. Pentru că Apostolul Iacob spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. De unde pofta lui? De unde s-a născut asta? din filmele care le-ai văzut, din materialele care le-ai citit, din prietenii cu care îți petreci după masa. Numărul 5. Menține relații corecte cu persoanele de sexul opus. Ascultați-mă bine, bărbaților, femeilor, nu asculta problemele de mariaj din partea unei persoane de sex opus la servici, ok? În pauza de prânz, la cafea. Nu le asculta. Nu ești pastorul ei, nu ești duhovnicul ei, nu ești șrincul ei, psychologistul ei. Ascultând poveștile acele de mariaj, vei începe să ai simpatie pentru persoana aceea, voi vrea să o ajuți și vei sfârși rău nu pescui complimente și nu fă complimente ne la locul lor persoanelor de sex opus. Fugi de lucrul ăsta. Nu umbla după complimente. Fii atent la apropierea prea intimă de persoanele de sex opus. Evita orice situație. Nu accepta singurătatea cu persoane de sex opus. Din respect față de soția ta, din respect față de soțul tău, nu te duci în mașină cu o altă persoană. Nu petrece timp. Nu sta prea intim cu cineva. Uh, nu am avut un prieten, și Rodica știe bine despre cine vorbesc. Domnule, era așa de prietenos. Un hag la toată lumea, nu conta bărbați, femei, așa. A sfârșit-o foarte rău. Pentru că Modul acesta prea intim cu toată lumea i-a ruinat viața într-o zi. 6. Minimalizează orice uh, ocazie de a păcătui. Minimalizează orice ocazie de a păcătui. Cum? Nu te plasa în situații în care știi foarte bine că vei fi ispitit. Nu? Nu te duce la locurile alea cu erotism expus. Nu? O, oh, tu ești tare, tu ești tare în Domnul. Așa, mergi la întâlnire, la barul ăla unde dansează alea în jurul unei bare. Nu? A, oh, pe nu te interesează, tu ești sfânt. Nu mai spune. Toți cei care au căzut cândva, au crezut că sunt tari. Nu te duce acolo unde știi bine că o să fii ispitit recunoaște situațiile care te stăresc erotic și evitele, evitele cu bună știință. Imediat după Revoluție, în România, România a fost inundată de pornografia de cel mai urâtă speță posibilă. De-abia târziu, după ce au trecut ani, au părut legi și au început să fie curățate pe străzi, eram cu soția Noradea, pur și simplu la stâlpii de uh, curent de pe stradă, becurile de pe stradă, erau poze pornografice, mari de o șcheapă. Nu mai vorbesc standard, de, standard de, cu, cu reviste pornografice, la îndemnăna copiilor, televiziunea era o mizerie îngrozitoare. Țin minte că uh, a fost odată în România și am spus celui la care dormeam, uh, eu nu vreau televizor în camera mea, te rog să-l scoți afară de aici. Dacă vrei să dormi aici, eu nu, nu vreau. Evită locurile unde ești expus. Recunoaște situațiile care te strânesc și evită-le cu orice preț. Nu te crede puternic. Nimeni nu este. Nimeni nu este puternic. Oamenii mari s-au crezut puternici și au căzut. Și ultimul lucru care vreau să vă spun aici, atenție la prietenii de familie. Atenție la prietenii de familie. Multe din escapadele extramaritale se petrec între cuplurile care se cunosc. Între cuplurile care se cunosc. Noi avem uh, prieteni din tinerețe și uh, odată la câțiva ani facem un concediu împreună toți. Vă patru familii, ne adunăm, ei vin din Detroit. Uh, am plecat în Mexic. Prima noastră întâlnire cu oficialitățile de la hotel, când ne -au, au vrut să stea de vorbă cu noi, ne-au pus o întrebare care n-am -am, înțeles-o deloc. M-am dus la dicționar după ce m-am întâlnit cu, cu aia de acolo. Norocul nostru că am zis nu, că nu suntem interesați de chestia aia. Niciunul dintre noi nu știam. Ei, după ce am ajuns și am început să studiez ce a vrut să spună femeia aia, mi-a întrebat dacă am venit aici să schimbăm nevesele între noi în timpul concediului. Okay? Știți că cele mai multe scapade maritale se petrec între cupluri care se cunosc. Atenție la prietenii de familie care evoluează nesănătos. Atenție la prietenii acelea, sunt periculoase. Și ultimul, numărul șapte, stai aproape de Domnul și lasă-te călăuzit de Duhul lui Cel Sfânt. Duhul Sfânt o să spună că nu e regulă. O să sune soneria, o să sune alarma. Ascult-o. Lasă-te călăuzit de Domnul și de Duhul lui Cel Sfânt. Părtășia ta cu Scriptura, viața ta de rugăciune, te vor ține în cele sfinte și te vor păzi. Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci, diavolul va avea mai puțin acces la mintea ta ocupată cu cele bune și cele sfinte. În concluzie, vreau să spun doar cinci lucruri. Numărul 1. Adulterul este un păcat care îți va ruina viața ta, a partenerului tău și a copiilor tăi. Punct. Indiferent cum o întorci, este porunca dată de Dumnezeu. Ascult sau nu asculți și există consecințe pentru lucrul acesta. Doi, nu există scuze pentru adulter. E adevărat că Domnul a spus că poți să divorțezi de soțul tău sau de soția ta în caz de adulter. Adulterul este un, un caz de divorț. Dar odată comis adulterul, el este un păcat care poate sau nu să ducă la divorț, dar el îți va ruina, așa cum spuneam înainte, viața ta, viața partenerului tău și viața copiilor tăi. Poarta prin care intră adulterul este mintea. Păzește-o, ai grijă de mintea ta. Ai grijă ce asculți, ai grijă ce vizionezi, ai grijă ce citești. Ai grijă ce prieteni ai. Ocolește locurile acelea care favorizează ca mintea ta să fie bombardată de mizeria celui rău. 4. Nu te crede imun. Atitudinea aceasta au avut-o toți oamenii care au păcătuit. Nu ești imun. Tu ești la fel ca toți ceilalți. Se spune despre un călugăr că... Uh, a fost găsit în chilia lui cu un cârnaț mare atârnat așa de tavan. Și fost, cei cei cu asta? Păi zice, cum să reziști ispitei dacă nu, nu este ispită, nu? Trebuie să fie aici ispita, somnasul meu, nu? Nu te juca cu asta. Poate că călugării reușesc să nu mănânce cârnațul. Dar dacă tu te joci cu păcatul ăsta mai devreme sau mai târziu, o să cazi în el. Au căzut oameni mari a lui Dumnezeu. Este o dinamică a acestei căderi, dacă am studiat viața lui David, nu? S-a relaxat în timp ce trebuia să meargă la război, nu? Când ne relaxăm, ne relaxăm și în domeniul moral. Credem că și legile morale se relaxează, nu așa? Apoi, pe vremea aceea nu era televizor, Da, dacă te uitai bine de pe terasa palatului, aveai vreo șansă să vezi vreo soră care îți face baie. <sus> Și-au văzut-o pe Batseba. O, n a avut nicio intenție, bineînțeles, dar sărăcuța singură, nu, bărbatul s la război. Nu? O cheamă la o cafea, o întâlnire absolut inocentă. O, nici vorbă, el nu are gânduri murdare. El e rege, nu? el scrie psalmi. Este omul lui Dumnezeu, nu o să... Ba, El știe despre ceva. El știe ce este pofta, dar asta nu e. E simpatie. Hm. După ce a făcut un copil, a vrut să-l omoare pe bărbate. sau... Hm. Prima dată a vrut să-l păcălească, să creadă săracul că e a lui copilul, n-a reușit. Pe l-a omorât pe bărbate sau... V-a început o serie de consecințe îngrozitoare pentru întreaga lui viață. Strigătele lui disperate din psalm, ca să nu ia Domnul Duhul lui cel Sfânt de la el, era pentru relaxarea asta de pe terasă. Pentru asta. Și a fost tare, foarte tare a fost. Cinci, dacă ai căzut, este loc de pocăință. Pocăința este singura soluție A venit odată cineva la mine și am mi a spus, frate, sunt distrus categoric. Viața mea e ruinată total. Dar ce s-a întâmplat? Cineva mea e în România, de ani de zile, tot mă rog și fac acte și nu vine. M-am încurcat cu o mexicană din bloc. Din... Ce mă fac acum? Dar ce aș necășite, care treaba? Dumnezeu nu poate ierta, ba da, zice, dar nu știu dacă e altă nevastă mea. Și zice, vine săptămâna viitoare. Vă mă băiete, singurul lucru care eu ți-l cer înainte să discutăm oriceva, este să-i spui lui nevastă asta. Dacă ea te iartă, atunci vină la mine să ne rugăm să te ierte și Domnul. N-am crezut că o să-i spună. Au trecut câteva luni de zile și într-o zi au bătut amândoi la ușa biroului și mi-au spus, frate, mi-a spus ea, frate, mi-a spus tot. Mi-a spus și l-am iertat. Știți că au o familie frumoasă, bună, în continuare. Dumnezeu a binecuvântat cu o familie numeroasă, frumoasă. Există iertare dacă ai călcat pe bec, dacă ai făcut-o de oaie, cum zice românul, uh, du-te la cel ofensat și mărturisește. Cere iertare și apoi cereți cere iertare lui Dumnezeu amândoi. Pentru că toate poruncile astea lui Dumnezeu sunt date să ne păzească. Dacă nu le-am păzit, pocăința este singura soluție să ne reparăm viațele și Dumnezeu să ne ajute. Amin!